Fiul meu a fost atacat de creatura Smile Room la ora 3 dimineața. Răzvan, Izabela, voi știți cât e ceasul? Nu de alta, dar dacă nu știți, vă spun eu. E ora 2 și voi ați ieșit de la școală la ora 12. Ce ați făcut, bă, copii? Două ore. Că eu și mama voastră ne-am îngrijorat foarte, foarte mult. V-am și sunat, dar n-ați răspuns la telefon. Nici măcar nu știu de ce v-am cumpărat telefoane. Ce ați făcut atâta? Vedeți că, na, eu sunt și acasă pentru că am aflat că am liber de la muncă zilele astea și am zis să petrecem și noi puțin timp în familie, dar văd că voi. Nu aveți nicio treabă. Tata, recunosc că am întârziat. Nu trebuie să recunoști răzvan. Ai întârziat clar, adică două ori ai întârziat. Însă avem un motiv foarte bun. Chiar sunt curios. Adică eu am un motiv bun, pentru că Izabela doar m-a așteptat pe mine. Sper, deci doamne iartă-mă, sper că nu cumva ați făcut iarăși o prostie la școală, că pe bune... Doamne iartă-mă. Am cea mai tare veste, sunt extrem de fericit. Tocmai ce am fost anunțați că weekendul ăsta, adică poi mâine, plecăm în excursie într-o pădure de lângă Hamblock. Bă, tare! Mamă, și fraților, lui Răzvan îi plac foarte mult excursiile în pădure. Bă, foarte tare pentru tine, Răzvan. Mergem acolo să facem camping, să facem foc de tabără și să spunem povești etc. Stăm doar o noapte, abia aștept. Bă, făți ori tare, nu? Mie mi se pare tare. Bă, răzvane, mă, mă bucur pentru tine. Și, faza, și faza cea mai tare este că majoritatea colegilor nu au fost prea încântați. Ei voiau să meargă altundeva, așa că în total suntem doar 8 și toți ceilalți sunt prietenii mei. Bă, și noroc are puștanul ăsta. Suntem 8 băieți și doamna directoare, care oricum nu o să aibă treaba noastră. Mamă, 8 prieteni în pădure. Bă, tare, bravo ție. Abia aștept. Știi cât de mult îmi place să merg cu cortul? Știu, tată. Abia aștept. O să îmi fac temele pe tot weekendul ca să nu am nicio grijă acolo. Bravo, bărăsvare. Bă, fii atent și ceva. În ultimul timp, nu te-ai descurcat bine la școală. Deci, nu, acum hai să nu te ridicăm în slăb, să zicem că te-ai descurcat bine, dar nu te-ai descurcat oribil. Eu zic că e foarte bine să spunem așa. Nu te-ai descurcat oribil, așa că eu zic că ai voie să mergi și chiar mă bucur pentru tine. Izabela, bănesc că tu nu vrei să mergi, nu? Ca să înțelegeți, fraților. Lui îi place foarte, foarte mult să meargă cu cortul în pădure, nu știu de ce, de când era mic era așa. Și Izabela e pe cealaltă parte, urăște absolut să meargă cu cortul în pădure. Eu sunt undeva pe la jumate, adică na, mi se pare interesant, frate, să stai în pădure cu cortul, cu nu știu ce, dar în același timp mi-e frică că poate să vină animale sau mai rău poate să vină oameni. Că știți că e vorba asta, fraților, că dacă stai cu cortul în pădure și nu știi în ce zonă ești, se pot întâmpla două chestii rele. Prima chestie era e să vină vreun animal să te atace sau o chestie și și mai rea este să vină un om să te atace, bro, că oamenii sunt, uh, sunt mai răi. Izabela bănuiesc că tot nu Da, wow, excursie în pădure. Cea mai plictisitoare locație în care poți să mergi. Bă, eu nu cred asta, mai ales că, uite, o să meargă 8 prieteni, eu cred că o să se distreze. Tata, eu sunt supărată. De ce? Din cauza lui, lui Răzvan și a ăsta el Doamna directoare a zis că nu merită Să mergem în excursie în oraș sau în altă țară Ci în pădure Bă lasă-i bă Izabela Lăsați că mergeți în alte excursii anul viitor Nu înțeleg de ce îți place atât de mult Să mergi în pădure și să dormi acolo Care e farmecul? Stai și tu de vorbă cu oamenii de acolo câteva minute Că după mor de frig faci un foc de tabără Și după te bagi la somn Hai bă Izabela nu fii răutăcioasă Dacă lui îi place Fraților ce să facem nu înțeleg cum poate să-ți placă așa ceva și pe lângă asta nu înțeleg cum te poți simți în siguranță în așa loc. Ei bine, nici eu nu înțeleg asta, acum hai să fim serioși. Toată lumea știe că în ultimul timp pădurile nu sunt așa de sigure. Nu-ți e frică că vine vreun animal sau mai rău un om rău intenționat? Nu pot să înțeleg. Bă, răzvane aici, Isabela are dreptate, dar, faților. Eu acum bănuiesc, nu știu, dar și eu cu părerea Dacă se duce directoarea de la școală Cu mai mulți copii, eu cred că nu se duc În pădure pur și simplu cum se duce un om normal Probabil se duc într-un loc Special amenajat, într-un loc în care așa Nu se duc ei în pădure și aleg un loc Cred, nu știu, sper, sper să fie așa Pe bune vorbesc Hei, Izabela, nu fi răutăcioasă Că merge Răzvan în excursie, nu tot, perfect Știi și tu, știi și tu că Răzvan de când era mic Abia aștepta să mergem cu cortul în pădure Asta e pasiunea lui și până la urmă eu îl înțeleg Mie la fel, nu prea îmi place să stau în pădure, dar e foarte frumos aerul ăla. Eu v-am spus, fraților, eu sunt așa pe la jumate. Nici că îmi place, dar nici că urăsc. Și peisajul și sentimentul că ești acolo. Poate e plictisitor, dar în același timp e și foarte frumos. Bă, Răzvane, fii atent. Dacă vrei să te duci în excursie, du-te acum rapid sus și până de deci ce acum este joi, fraților. Până sâmbătă când pleci, îți faci toate temele. Deci nu ieși din casă, nu te joci nimic, a faci teme acolo ca să fii și tu liniștit și duminică când vii din excursie să te relaxezi. Eu zic că ăsta ar fi cel mai bun plan. Fraților, este ora 12 și ghiciți ce? Eu abia acum m-am trezit Deci, băi, trezi ca un patron, fraților Deci mă bucur atât de mult Dr. Barba mi-a dat liber Joi, vineri, sâmbătă și duminică Din câte am înțeles trebuie să rezolve niște probleme cu familia lui Iar acum trebuie să vină copiii de la școală M-am trezit la ora 12 Am dormit 12 ore Deci mă simt atât de bine Chiar e foarte frumoasă viața când dorm mult Și când ești odihnit, pur și simplu Marius, se pare că au venit copiii de la școală A, ah! o, oh, doar Izabela? Dar e doar Izabela, unde e răzvan? Uh, Isabela Izabela, Izabela Scumpo, unde, unde e Răzvan? Tata, Răzvan e în curtea școlii și e foarte trist. A zis că vrea să stea acolo puțin și după vine acasă. Dar ce s-a întâmplat? nu l mai ia doamna directoare în excursie. Dar de ce? Și era atât de entuziasmat, dar acum e trist. Mamă, frățelor, ia stai să văd care-i treaba. Bă... Bă, deci chiar mă simt prost. Ia stai să iau mașina. Bă, deci chiar mă simt prost, fraților. De ce nu mai ia în excursie, Ce-a făcut? -ți? Bă, bă și fete, dar în ultimul timp Răzvan, adică chiar n-a mai avut probleme atât de mari la școală, știi? Adică probleme să fie cauzate de el. A mai avut el probleme, dar nu să fie cauzate de el. Mamă, ia uite la acolo în curte, bă, bă, deci chiar mă simt prost. Ia stați unde? Hai să parchez aici, da? Sper că nu e nicio, nicio problemă. Răzvane! Hmm, bă, mă simt prost pentru el, vă dați e copilul meu. Răzvane, tată, ce s-a întâmplat? Mi-a zis Izabela că nu te mai ia doamna directoare în excursie. De ce? de tata, lasă-mă. A zis doamna directoare că cine are note de 4 nu vine în excursie. Mm. Eu, da, am note de 4, dar nu sunt în situație de corigență la nicio materie. De fiecare dată când am luat 4, m-am chinuit să iau o notă mai mare ca să nu rămân corigent. Mm. Na, acum, fraților, doamna directoare face regulile, nu noi. Nu e corect. Acum ea și colegii mei o să meargă în excursie și eu o să stau tot weekendul acasă. Doamne, iartă-mă de ce, de ce merit eu asta. Voiam atât de mult să plec mâine, atât de mult. Răzvane, aia e. lasă, lasă că stăm, stăm noi acasă și ne uităm la filme, ne distrăm, comandăm niște pizza, comandăm niște prăjituri, facem noi ceva mișto, poate ieșim la un fotbal, lasă că, că, nu o să mai fi trist, mamă, fraților, deci chiar mă simt foarte, foarte prost. Hai, hai la mașină, că am venit cu mașina să, să mergem acasă. Măi, fraților, de aproximativ două ore am venit acasă de la școală. Bă, și Răzvan e atât de trist, adică, băi, l-am și auzit cum plânge. Bă, na, vă dați seama, adică, poate pentru unii dintre voi nu e mare chestie, dar vă zic, eu îl cunosc pe Răzvan, că vorba e, fiul meu. Dar, deci, lui îi place atât de mult să meargă în pădure cu cortul și mai ales când s-a evit ocazia asta să meargă în pădure cu cortul cu prietenii lui, cu opt prieteni de-ai lui, cu șapte, că uh, opt sunt tot cu el, și acum... Doamna directoria a zis că nu-l mai ia, vă dați seama, man, că așa i s-a i s-a frânt inima. Magdalena, ce am putea să facem ca să... Nu știu, ca să nu mai fie trist, că pe bune, fratele, mi se rupe sufletul când îl văd atât de trist. Marius, mi se rupe sufletul când îl văd pe Răzvan atât de supărat. Și mie la fel. Mai știi că și când era mai mic, am zis noi că mergem cu cortul în pădure, dar a început ploaia aia torențelă și am anulat. Doar atunci a fost la fel de trist ca și acum. Îmi aduc aminte. Deci mi-aduc aminte. Auzi, m-am gândit la o chestie. O chestie care s-ar putea să-l facă foarte vesel. Având în vedere că doctorul Barba ți-a dat liber zilele astea și nu te duci la serviciu și pe lângă asta am cumpărat și mașina asta nouă, nu vrei să mergi tu cu Răzvan la pădure? M-ar să merg eu cu el? Să mergem așa într-o excursie tată-fiu? Bă, mi-ar plăcea, dar... Mamă, dar... Da, Magdalena, mie mi-ar plăcea, dar nu știu unde să mă duc, adică habar n-am care treaba cu pădurile de lângă orașul ăsta. Nu știu. Există o pădure chiar aici lângă Hamblock, nu vreți să mergeți acolo. Mama, acum că mi-a zis Magdalena chestia asta, dacă refuz, e ca și cum nu mi-ar păsa de răzvan. Mama, Magdalena, iubire, aș vrea să merg, dar, dar totuși... Știi că eu și Izabela nu prea suntem încântate de excursii de-astea, știu, dar vă duceți voi ca băieții. Și rămân eu și Izabela acasă, vă duceți doar o noapte. Mâine de, de, de dimineață plecați și poi mâine dimineață vă întoarceți. Hmm, v-am putea. Haide, de mare că ar fi încântați. Bine, fraților, hai că o fac, hai că o fac pentru Răzvan. Bă, da, trebuie să mă documentez și eu puțin, eu că habar n-am care treaba cu pădurile de lângă. Adică, v-am zis, dacă el se ducea cu școala, cred, adică așa ar, ar, trebui să fie, nu? Gen, cred că era o excursie organizată, un loc organizat, special, un loc sigur, foarte important. Dar așa, dacă mă duc eu cu el... Hmm, bine, fraților, hai că merg. Hai că merg, hai că îi spun. Răzvane, Răzvane, am discutat cu mama ta și te-am văzut foarte, foarte supărat, așa că m-am gândit să-ți fac o surpriză. Mâine de dimineață te pregătești pentru că o să mergem noi doi la pădure. Există o pădure de lângă handlo unde putem să facem camping, unde putem să mergem cu corto. O să mă interesez eu într-adevăr, care treaba cu pădurea aceasta. Și uh, da, o să mergem noi doi. Având în vedere că na, S-a anunat excursia asta, văd că ești foarte tristiu, că-ți place foarte, foarte mult să mergi cu corto. Mergem noi doi! Tata, tu, tu vorbești pe bune, da. Tu nu faci acum mișto de mine. Pe bune că dacă faci mișto chiar mă supăr. Bă, Răzvane, vorbești serios. Nu, mâine de dimineață plecăm. Chiar vrei să mergem în pădure cu cortul? Da. Ei, sunt atât de fericit. Haide că îmi fac bagajele, mă pregătesc să plecăm. Când plecăm? Ca să știu. Mâine de dimineață. Tu să-ți faci bagajele și să-ți faci temele foarte important. Că mama ta o să le corecteze. Să-ți faci temele foarte important. A, băi și fete. Na, mă gândeam eu că o să merg în pădure weekendul ăsta, nu mă gândeam. Asta înseamnă că eu o să rămân cu mama acasă, da, scumpă, perfect, bun. Păi, hai haideți că, na, o să-mi fac, și eu, o să fac și eu bagajele și o să mă interesez puțin despre pădurea asta de care zice Magdalena, că na, să știu și o traseu, să, mergi, să vedem unde mergem, care-i treaba și să nu fie o pădure ciudată, cel puțin, așa sper. Bună dimineața băieți și fete. Este ora 8 dimineața, iar eu cu Răzvan o să mergem în pădure. Ideea este, fraților, că Într-un fel, pădurea asta este foarte aproape de, ham, de Hamblog, dar facem vreo 3 ore pentru că trebuie să mergem pe ceva drum ciudat în fine. M-am documentat puțin despre pădurea asta și am văzut că, bă, este o pădure normală, adică n-ar trebui să, să fiu îngrijorat sau ceva de genul. Desigur că am găsit și articole prostești în care ziceau că sunt monștri în pădure și că pădurea noaptea nu e un loc sigur prostii de astea care vă dați seama că, că nu există. Însă, așa, în general, n-am auzit de niciun caz real să se fi întâmplat ceva ciudat. În pădurea asta, gen. Asta este cel puțin, na. Astea sunt informațiile pe care le dețin eu. Răzvaneto ai căutat ceva pe net. Tata, da, da, o să fie o excursie foarte interesantă. Am aflat că pădurea în care mergem este bântuită, da. Vă dați seama, chestii pentru copii. Și că noaptea se întâmplă lucruri ciudate. Buhuhu, noaptea se întâmplă lucruri ciudate. În fine, Magdalena, Izabela, ne vedem mâine. Sperăm, Doamne ajută, Iisuse Hristoase, să ne vedem mâine, Doamne ajută. Să aveți grijă, dragilor, vă pup și vă iubesc. Și noi vă iubim. Tata, aveți cum faci, poate reușești să-l uiți pe Răzvan în pădure. Ce amuzant, Izabela, lasă glumele astea. Răzvane, hai în mașină că avem, avem pe bune un drum lung. Deci, fraților, eu nu înțeleg cum este posibil să faci 4 ore până într-o pădure de lângă, de lângă orașul tău. Adică cred că am fi ajuns mai rapid dacă mergeam pe jos. Am prins aglomerații, am prins foarte multe chestii, însă ne-am lăsat mașina undeva, pentru că din câte am înțeles trebuie să lași mașina la intrare pentru că n-ai voie să mergi cu mașina prin pădure că poluie și că nu știu ce. Iar acum suntem pe drumul ăsta foarte ciudat și trebuie să găsim, fraților, un loc unde să ne adăpostim, unde să ne facem cortul. Avem cortul la noi, avem tot și din câte am înțeles de la Răzvan, eu am uitat, fraților, cum să fac un cort, și știe el, dar o să ne ia vreo câteva ore bune, 100% și trebuie să găsim și pământul corect în care să-l punem. O să fie o bătaie de cap, sper, Doamne ajută ca până de seară să avem cortul făcut. Sper, sperăm să nu se întâmple ceva, că pe bune o iau razna. Tata, deja nu mai pot. Alo, băi, băi nu mergea în drumeție. Mă dor picioarele. Eu, dar tu credeai că vii aici în pădure? Normal că te dor picioarele, men. O să mergem kilometri întregi Pregătește-te, știi ce zic? Și mă doare și capul de la soarele ăsta Păi pune-te sub, sub razi Știi cumva când o să ne oprim? Nu știu, trebuie să găsim aici un loc Știi cumva unde o să putem să ne punem cortul? Nu trebuia să lăsăm mașina acolo Răzvan, era obligatoriu Trebuia să o luăm cu noi Nu știu, găsește și tu pe cineva aici care ne poate ajuta Pe cine să găsesc, băi? Ca, ca să știm că mergem bine Că dacă mergem atâta în direcția greșită O să o iau razna. Hmm, pe cine să găsesc? Bă, fraților, na, cred că mai sunt oameni, nu cred că suntem noi singuri, dar na. Vedeți că na, e o, e o pădure destul de, destul de normală. Hopa! Bă, bă, e cineva în față, ești nebun? E o casă în față! Wow! Mamă! Bă, e o casă chiar aici, la drum, ești nebun? Cu domnul ăsta, Dan. Uh... Bună, bună ziua, îmi cer scuze că vă deranjez. Că vă Am venit și eu aici în drumeție cu fiul meu Ne puteți ajuta să ne spuneți unde putem să ne punem corturile, vă rog eu Sunteți turiști? Hai că vă ajut eu Dar îmi dați și mie 50 de dolari 50 de dolari? Mm, las că avem 50 de dolari în fine, doamne, iartă-mă, bă, dar ăștia chiar vor doar să te jecmănească. În fine, hai că, hai că le iau pe răzvan fraților și mergem la băiatul ăsta să ne explice el mai exact unde ar, trebui să, unde ar trebui să ne instalăm. Am intrat în casa domnului Dan, băieți și fete, i-am dat banii, desigur. Bă, și aici e foarte, foarte cald, adică nici afară nu e atât de fric, bă, mă, da, și mine ăsta... Deci își face treaba pe bune. Domnule Dan, vă rog eu să ne spuneți unde am putea să ne punem cortul și să ne dați mai multe detalii, detalii despre pădurea asta. Adică, din câte am găsit eu pe net, e o pădure liniștită și am văzut și niște articole că e bântuită și prostii de genul. Puh, având de vedere că sunteți turiști, am doar două sfaturi pentru voi. Primul sfat este să găsiți un loc retras, în care să vă puneți corturile, deoarece aici sunt foarte mulți bătrâni nesimțiți care nu suportă turiștii. Și să vă puneți să-l faceți că vă apucă seara. Ah, deci a, deci ar trebui într-un fel să ne facem cortul într-o zonă unde nu sunt case, bănuiesc, nu? Păi, na, nu o să facem, că găsim noi. Iar al doilea este ca seara să stai doar în cort. Păi, păi nu facem și noi un foc de tabără sau ceva de genul nu știu dacă ați auzit, însă pădurea asta este bântuită. Pădurea bântuită. Omul ăsta, față, care are barbă. Deci un om care are barbă. Un om la 40 de ani îmi zice că pădurea e bântuită. Uf, se pare că voi ați luat o raznă aștia din pădurea asta. Și noaptea există o creatură care o vizitează. Buhuhu. Nu în fiecare noapte, dar nu știi cum îți e norocul. E vorba de smile room. Smile room nu e... SCP-ul ăla, sau care-i treaba? Uitați aici mai multe detalii. Doamne, domne, aveți 40 de ani și credeți că vine... Vine creatura să vă mănânce. Răzvane, ia asculte și tu aici. În adâncurile întunecate ale mitologiei SCP, fix și am zis eu, există o creatură malefică cunoscută sub numele de Smile Room, Smile Room care a reușit să evadeze acum 15 ani din laboratoarele SCP. Basta, nu știu cât de... Adevărat, piet. Această entitate înfricoșătoare a găsit un refugiu sinistru în misterioasa pădure Magheru. asta e pădurea noastră. Haideți, mă, faceți cine crede, mă, prostiile astea, pe bune? astea sunt povești ca să atrași copii să vină aici să se sperie, că ui, ui, ne mănâncă smailorul. Devenind o prezență temută și distrugătoare, care bântuie acele locuri odată la câteva luni. Conform dosarilor SCP, Smile Room este descrisă ca o entitate fără formă clară, bă, Smile Room e gigantică și are gura aia, dar care emite o aură intens malefică. Este cunoscută sub acest nume datorită aspectului său înfricoșător, manifestat prin faptul că înainte de a ataca, zâmbește larg, dezvăluind o gură plină de dinți ascuțiți, asemănător cu cea a unui prădător. Da, gen, este gigantică, roșie și are doar gură, n-are nas, ochi, știți și voi care e treaba cu Smile Room. De-a lungul anilor, Smile Room a, a, lăsat o urmă de teroare în pădurea Magheru. Pa nu, n-a lăsat. Unde apar de asemenea semne ale unei prezențe supranaturale. Vreau să văd și eu semnele astea ale prezenței supranaturale. Locuitorii din împrejurimi au devenit martorii unor fenomene ciudate, precum lumini strălucitoare. Wow! Lumini! Astea sunt prezențele supranaturale. Sunete sinistre și umbre mișcătoare. Băi, e clar că într-o pădure o să fie sunete sinistre că sunt o tonă de, de animale, o tonă de insecte care fac sunete. Haideți, băi, fraților, sunt singurul om cu capul pe umeri de aici. Aceștia încearcă să evite acea zonă în timpul apariției ciclice a creaturii. Wow! Cu toate eforturile depuse de către agenții SCP pentru a readuce Smilerum sub control, creatura a demonstrat o capacitate neobișnuită de a se ascunde și de a evita orice formă de capturare. Iar o prostie, bă, dacă chestia asta, gen, gen dacă prima parte a acestei povești ar fi adevărată, de ce nu vin agenții ACP în pădurea Magheru și o capturează pe Smile Room, Ca -ă, capturează creatura? Hm? Că n-are sens. Este evident că Smile Room nu este doar un pericol pentru cei aflați în apropierea pădurii maghero, ci și pentru echipa ACP care încearcă să-l găsească o soluție pentru a-l aduce sub control. Una dintre cele mai îngrijorătoare aspecte ale, ale activității lui Smile Room este numărul tot mai mare de victime. De la evadarea sa, creatura a reușit să facă 62 de victime cunoscute mm -hmm, Sunt convins, da Iar aceste cifre cresc de fiecare dată când smile -room își face simțită prezența în acea zonă înfricoșătoare Domnule, mie nu vine să cred, frate, că okay, eu citesc această carte de la un domn de 40 de ani Care e mai, mai bătând decât mine Cum să crezi, bă, prostiile astea, pe bune vorbesc acum Printre victime se numără oameni simpli, cercetători SCP și chiar a antrenat special pentru a face față unor amenințări paranormale. Un exemplu cutremurător al victimelor Smile Room este povestea lui Elena Rado, explora, o exploratoare amatoare care s-a aventurat în pădurea Magheru. Chiar noi, noi suntem ca Elena Rado. într una din nopțile când creatura era activă, Elena a fost descoperită a doua zi dimineață, Într-un cort abandonat Cu un zâmbet întipărit pe față Exact ca cel al creaturii 100% asta s-a întâmplat Analizele post-morte Adică, bă, nu zic că n-a murit femeia Dar n-a omorât o creatură, men Există atâtea animale sălbatici Atâția oameni ciudați. Analizele post-morte m-au arătat Că ea murise din cauza unei frici extreme Dar nimeni n-a putut explica modul În care Smyrum a reușit să jase amprenta Asupra chipului său fără să o atingă Avertismentele au început să circule în rândul localnicilor și al celor care sunt conștienți de existența SCP-ului, avertizându-i pe oameni să evite pădurea Magheru în noapte când smile Room își face apariția. Se spune că cei care îndrăsnesc să rămână în corturi, ia noi, sau să exploreze zona în întuneric, sunt adesea găsiți ulterior cu aceeași expresie zâmbitoare pe chip. A, după ce ne omoară noi zâmbim. Doamne, iartă-mă. Ca și cum propria lor teamă i-ar fi devorat în cele din urmă. Astfel, pădurea Magheru a devenit o zonă interzisă și evitată de localnici care nu îndrăznesc să se aventureze în, cele, în acele locuri întunecate și misterioase. Smilerul rămâne o enigmă terifiantă, un SCP scăpat de sub control, a cărui amenințare continuă să crească, lăsând în urmă o atmosferă de groază și neliniște în inimile celor care aud vorbindu-se despre el. Boho, ho! Ok, domnule Dan, mulțumim foarte mult. Sincer să fiu cu dumneavoastră, Lăsați că noi o să plecăm de aici, nu știu, n-am credere în domnul ăsta, dacă el crede în creaturi paranormale, Răzvan. vezi ta ți-am spus eu, da, da, mi-ai zis. Am citit multe despre pădurea asta, n-ai vrut să mă crezi bine. Uh, mulțumim foarte mult de gazdă, să spunem așa. Haideți că noi o să mergem să ne facem cortul. Omne, iartă ce om ciudat, fraților. Nu știu dacă eu pur și simplu am îmbătrânit băieți și fete, însă să fac cortul ăsta, ăsta movie cortul nostru, cred că a fost cea mai grea chestie pe care am făcut-o în ultimul deceniu din viața mea Deci, doamne, iartă-mă cât de complicat a fost Și pe lângă chestia asta, uitați-vă că am găsit un loc Unde mai sunt și alte corturi Și deja s-a făcut seara și nimeni nu e aici Adică, na, aici probabil este un cam De-asta unde vin mai mulți turiști Mai mulți ă, ăștia care vor să meargă în drumeție Dar până acum n-a venit nimeni În fine, e bine că am reușit să facem, să facem cortul Tata, ta, tu credeai că, că o să reușim? Nu. Credeam că, că o să fac infart înainte să, să facem cortul. Chiar sunt mândru că am reușit să-l montăm. Și totodată, când crezi că o să vină oamenii care au mai avut corturi aici? Bă, răzvane, poate sunt abandonate, dar, dar, da, nu cred, fațior, că parcă sunt și ele puse aici, recent. Adică deja s-a făcut seara și încă n-au apărut. Ar trebui să vină ca să nu-i mănânce Smile -room. Apropo, tata, am auzit niște sunete din pădure. Nu știu dacă erau de animal sau de om. Deci, răzvane, fii atent. Te rog eu. Deci, îți zic o chestie. Nu crede povestea pe care ne-a zis-o domnul ăla, că l-a -a, luat-o razna și te rog eu să nu mă trezești din 5-5 minute să-mi zici că ai auzit un sunet. Normal că au sunete. Ești în pădure. Normal că au sunete. Deci, te rog eu să mă las să, să dorm și să nu încep că oh, vine creatura, ne mănâncă creatura prostii de genul, că pe bune, las cortul aici, că nu-l mai desfac. Las cortul aici și plec. Pe bune vorbesc. În fine. Uh, bă, Uh, băi, cineva acolo. Hopa. Ia vedeți, frate, ok că am găsit un nou explorator. Îl cheamă Robert. Ia hai să vedem care e treaba cu el. Uh, oh, e un bătrân. Uh, bună. Mamă. Oh, aici e plajă. Wow. Adică e un lac, plajă. Uh, bună seara, domnule, domnule Robert. Ia gata. Aveți 15 minute să luați corturile. Poftim? Sunteți deja a treia pereche de turiști săptămâna asta. Aici e proprietatea mea. Mamă, și ne-a zis la că sunt ăștia. Haideți, vă rog, eu că am pus cortul la nori în întreși. Vă rog, eu nu mă faceți să-l desfac. Ori plecați, ori pun câinii pe voi. Ceilalți au fost mâncați de smile room. Dacă nu m-au ascultat așa de trebuie. m-am deci toți ne nebuni aici. Bine mă, hai că plecăm. Oameni, deci toți să ne punem pădurea asta. Cine m-a pus, față pe mine să vin în pădurea asta cu toți adulții? în toată firea, adulți în toată firea, care cred că vine creatura și, și mușcă. Răzvane, doamne, iartă-mă, hai să demontăm cortul, că și că n-avem voi aici, deci, deci mie nu -mi vine să cred ce se întâmplă, pur și simplu nu vreau să accept ce se întâmplă. Fraților, într-un final am refăcut cortul, este ora două sau 3 dimineața, pur și simplu simt azi, razna, simt că cedez, deci, deci nici măcar nu vreau să vă spun. Nici măcar nu vreau să vă spun. Ideea este că ne-am pus aici lângă alte corturi și oamenii ăștia chiar există, deci nu sunt niște corturi abandonate și sunt pe plajă și fac o gălăgie enormă. Deci ora două dimineața. Bă, frate, dacă nu poți să ai liniște nici măcar în miezul nopții în pădure, unde mai poți pe pământul ăsta să mai ai liniște? Tata, -ta, dar aia de pe plajă tot fac gălăgie. Nu putem să ne bucurăm de nimic. Că nu o să vină și ei să se culce. Ia asta că mă duc la ei, pe bune. Bă, dar și chiar să ne simțiți. Pe bune, față. Deci până acum era muzică. Acum nu se mai aude, dar vă zic eu că era muzică. Ia uite, altă casă. Nu mă bag. Nu mă bag că iară dau de un moș care mă amenință. Stați să mă duc aici pe plajă că bă, și chiar să ne simțiți. Bă, frate, am venit în pădure să ne relaxăm, men. Și noi facem genul ăsta de, de nesimțiri. Adică acum, pe bune, chiar facem așa ceva. Ia asta, bă, da, unde e plaja? A, am luat-o bine? spune te rog, că nu m-am pierdut prin pădure. unde e plaja? nu e aici? Uh, bă, frate, ok, că m-am pierdut aici, nebun. Ok. Bă, dar se auzea... Se auzea de aici, frate, aici nu era plaja. Credeam că e plaja aici. Uh, ok, cred că m-am pierdut. Cred că m-am pierdut, frate. Cred că am făcut o foarte mare prostie și m-am pierdut. O, oh, nu. Asta nu e bine. O, oh, nu, m-am pierdut. Da, 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 asta nu... Asta nu e bine. Haideți, fraților, că în sfârșit, mulțumesc lui Dumnezeu, am găsit, am găsit plaja. Bă, dar nu-i văd pe ăștia. Hopa! Hopa, ba da! Uite-te la ei, bă, ce ne simțiți! Bă, suntem în pădure, frate, lăsați-ne să ne odihnim! Băi, tinerilor! Ia uite, băi, să toți în costum de baie! Alo! Păi ora două dimineața, nu vă e frig! Dar ce mai e plaja ta? Facem ce vrem. Bă, deci vă rog eu. Sunt aici cu copilul meu și vrem să, să ne odihnim. Pe bune vorbesc. Hai bă, moșule, lasă-ne în pace. Am venit aici să ne distrăm și tu ne spui să o lăsăm mai încet? Doamne. Bă, pleacă de aici, n-auzi? Vrei să mai iau de tine? E treaba noastră ce facem. Suam de iartă-mă, generația nouă. Hm. În fine, haideți că o să mă duc, o să mă duc, bă, fraților, na, dacă nu dau drumul la muzică, nu prea se aude ceva, gen, dar dacă o să dea iară drumul la muzică, o să se audă nașpa. În fine, haideți să mă duc, să mă duc înapoi. Mamă, fraților, dormeam și iar s-a auzit ceva. Răzvane, tu ai auzit? Tata, sunt țipete, nu cred, cred că s-a auzit altceva, nu păreau țipete de oameni stai puțin, stai puțin aici, Răzvan. Bă, da, nu, copiii ăștia chiar sunt, deci chiar să ne simțiți. Vorbesc cât de serios se poate face. Bă, deci țipă, nu, nu ne lasă în pace, noi nu le-am făcut absolut nimic, și ei se comportă așa. Ia să se vă care e treaba. Nu, că pe bune, acum mă iau de ei. Nu știu dacă pot să sun la poliție, că, na, da, tot mai au de ei, că să ne simțiți. Bă, mă, sper să nu mă pierd iară. Sper să nu mă pierd iară, frate, ia, ia să o iau pe aici. Hai că cred că am luat-o bine. Ok, suntem pe plajă. Unde sunt nesimțiții ăștia? Bă, da, pe bune. Deci copiii ăștia non-stop vorbesc, țipă, se au țipete. Cum, frate, să țipe așa de tare să se audă de acolo? Uhă. Fraților? Ce s-a întâmplat aici? Sânge pe jos? Bă, ce s-a întâmplat aici? Uh, bă, unde sunt uh, Unde sunt Frate A, Ați văzut și voi că s-a mișcat ceva acolo uh, Unde sunt tinerii care erau aici uh, Bă, eu nu mă simt confortabil Deloc în, în pădurea asta, nu Mă duc la Răzvan și zic să, să ne facem toți bagajele și să plecăm. Să ne facem bagajele amândoi și să plecăm pe bune. Nu mă simt confortabil. De, de să si pe țipete, acum ăia pur și simplu au dispărut. No. Nu. Mie nu-mi place aici, eu îmi fac bagajele și plec. Fraților, am golit cortul, nu mai stăm să luăm cortul ca pe bune, mie nu mi se pare deloc ok, însă bă, se aud chestii ciudate. Tata, ce se tot aude? Mie deja mi este frică. Nu poți să te duci la Dan ăla să-l întreb ce se întâmplă? Sau poate să stăm la el acasă să-l plătim? Bă, nu știu dacă ar fi o idee atât de bună, fraților, să mergem noaptea prin pădure, mai ales prin pădurea asta unde se au chestii ciudate. Cred că, cred că asta e o idee foarte bună, Răzvan. Ia stai că mă duc până la, la acasă, că e și aproape de locul ăsta, mă duc până la el să-l întreb, uh, deci... 100 de dolari. Eu zic 100, 100 de dolari să ne lase să dormim la el în casă. Uh, mamă, stați puțin. Stați și să nu mă pierd sau ceva de genul. Ok. Pe unde să o luăm? Hai pe aici. Hai pe aici să nu se întâmple vreo prostie. Aici e casa lui, nu? Mamă, sper că e acasă, sper că n-a plecat și asta sau ceva de genul, fraților. Soamne, iartă-mă, sper că e acasă. Oh my... Oh my god! Bă! Bă, aia? Fraților, e creatura Smile Room. Oh! Și casa noastră a fost distrusă, oh my god, oh my god, nu, oh my god, trebuie neapărat să le operă zvan. uitați-vă! Băi, creatura Smile Room! Nu, 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 trebuie neapărat să le operez van. Fraților, din fericire am reușit să ajungem, adică mai avem puțin și ajungem în Hamlock, am reușit să plecăm din pădure, am reușit să ajungem la mașină și să plecăm de acolo. Am lăsat cortul acolo, lasă-l acolo, în doamne iartă-mă. N-am da, mă, răzvane, ai vrut în pădure. Tata m-am răzgândit, nu știu cât de mult îmi place să merg cu cortul, da, observ, hai să nu mai mergem, data viitoare mergem în oraș. Păi, și fete, ce credeți că s-ar fi întâmplat dacă noi adormeam? Dacă nu erau copiii ăia care făceau gălăgie, noi am fi adormit. Și pe mine mă trezești de destul de greu. Mamă, fraților, nici nu vreau să mă gândesc. Ce credeți că s-ar fi întâmplat dacă am fi adormit?